Proaspăt întors din vacanța petrecută în Germania, Vlad Neaga pleacă iar la drum, de această dată la Bacău, unde se dispută etapa cu numărul 4 la Supermoto S Open and Hobby. Sâmbătă 20 august au loc calificările, iar duminică 21 august se desfășoară cursa. Sper să fac o cursă cât mai bună, să-mi testez limitele, să învăț. Îmi doresc să-i ofer un cadou frumos antrenorului meu cu ocazia zilei sale de naștere. Sper să obțin victoria, ne-a declarat sportivul legitimat la ACS Dumbrăvița, Vlad Neaga.